Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Iubiți creștini, întâmplarea miraculoasă descrisă în pericopa evanghelică de astăzi apare doar în Evanghelia după Luca. Este una dintre cele trei situații excepționale în care Mântuitorul Hristos readuce la viață pe cineva. Și alături de învierea lui Lazar și învierea fiicei mai mare lui sinagogii, este considerată una dintre cele mai mari minuni făcute de el aici pe pământ. În toate cele trei cazuri, la lucru este puterea divină. Toate ne oferă dovada solidă că Domnul Păcii este mai puternic decât împăratul spaimelor și că, deși moartea, ultimul dușman, este puternică, ea este întrecută în putere de prietenul păcătoșilor. În Evanghelia de astăzi citim despre o înmormântare ce are loc la Nain, o localitate ce se află la o depărtare de numai 10 km de Nazaret, orașul natal al lui Iisus Domnul. În românește, Nain se traduce prin drăgălaș. Și acest copil este foarte drăgălaș, dar ar fi bine părinții totuși, puțin, să nu fie doar spectatori, nu? Adică este foarte bine ca să această drăgălășenie să rămână cât se poate de frumoasă. Ce contrast între numele localității, Nain, care înseamnă drăgălaș, și alaiul mortoar care se revarsă pe porțile lui. Soarta muritoare a ființelor nu poate fi ascunsă nici chiar de toate drăgălășenile din lume. Ne amintim de istoria lui Siddhartha Gautama, cunoscut sub numele de Buddha, care pe când era un tânăr prinț, în ciuda eforturilor tatălui său de a-l feri de orice contact cu durerile și amărăciunile vieții. Și tatăl său, un mare rege, s-a străduit din răsputeri, dând ordine foarte aspre slujitorilor, nu cumva fiul lui, despre care auzise într-o profeție că va ajunge un iluminat și va părăsi toată slava pământească ce o avea, s-a străduit, dar Siddhartha Gautama a întâlnit din întâmplare un alai mortoar și a fost profund cutremurat. A privit mortul în sicriu, ce a văzut acolo, deja și-a pus întrebări. Dar ce deosebire între prințul Buddha și Mântuitorul Hristos? Și știți că nu o spun cu un accent de triumfalism. În timp ce Buddha trebuie să-și obișnuiască mintea cu realitatea morții, și el nu este decât un om, Iisus Domnul învinge moartea, astfel încât moartea trebuie să se supună realității Mântuitorului. Orice înmormântare este un prilej de întristare, mai mare sau mai mică. Dar ne-ar fi greu să ne închipuim una mai tristă decât cea descrisă aici, în Evanghelia de astăzi. Este înmormântarea unui tânăr care fusese singurul fiu
al mamei sale, deci nu mai existau alți frați sau surori. Durerea mamei a fost și mai cumplită datorită faptului că era văduvă. Cine urma acum să aibă grijă de ea? Fără un bărbat care să o apere, în Orient văduva era uneori numai o jucărie. În mâna intereselor celorlalți bărbați, în contextul în care trăia. Cu toate acestea, locuitorii din Nain au încercat să arate că suferă alături de ea, ne spune evanghelistul Luca, și mulțime mare din cetate era cu ea. Însă, toate lacrimile și toată suferința împărtășită din partea oamenilor nu i-au putut reda mamei fiul ei. În Palestina, obiceiul era ca mortul să fie îngropat încă în ziua în care a murit, anume în după-amiaza, târziu. Când s-a apropiat Iisus Domnul de poarta cetății, a fost deci aproape de înserare. El a ajuns în Nain tocmai în ziua morții acestui tânăr. Orice altceva decât o așa numită coincidență. Hristos Domnul s-a aflat deci încă în fața porții cetății. Așa și trebuie să fie, căci morții erau îngropați în afara zidului cetății. Aici el întâlnește cortegiul funerar care îl ducea pe tânăr la mormânt, iar această priveliște stârnește compasiune în inima lui. Privirea sa cade în milă divină asupra mamei care suferă. I s-a făcut milă de ea, ne spune evanghelistul Luca. Prin urmare, nici nu mai așteaptă ca vreunul dintre cei prezenți acolo să-i ceară ajutor. Așa era Mântuitorul. Nu aștepta rugăminți. Ba mai mult, s-ar părea că cei de acolo nici măcar nu s-au așteptat să primească vreun ajutor. Mântuitorul Hristos o vede pe mama înlăcrimată, îndurerată și îndată cunoaște trăirile ei lăuntrice, întrucât și el are o mamă naturală, pe Sfânta Fecioară Maria. Ce Dumnezeu avem noi, creștinii, iubiților! Cuvintele pe care îi le adresează el acestei mame sunt cuvinte deopotrivă uimitoare și înduioșătoare. Nu plânge. Fără ca ea să-i fi spus ceva și fără să fi fost până acum vorba de credință, el mângâie plin de compătimire această mamă. Nu plânge. Unde vine Hristos Domnul, se spune, nu plânge. Acolo unde este urmat diavolul, la sfârșit se ajunge la plângerea și scrâșnirea dinților. Al doilea lucru pe care l-a făcut Mântuitorul a fost că s-a apropiat și s-a atins de coșciug, de sicriu. Spre deosebire de sicriele egiptene, care erau închise, acest sicriu a fost probabil o targă pe care se afla mortul culcat înfășurat în giulgiu. Conform legii mozaice, legii lui Moise, atingerea de sicriu însemna o necurăție cultică.
Mântuitorul este însă Domnul legii și biruitorul asupra morții. Prin atingerea lui, moartea începe deja să dea înapoi. Cel de-al treilea lucru pe care l-a făcut Iisus Domnul a fost un cuvânt de putere. Tânărule, ție îți zic, scoală-te! Foarte asemănător a vorbit și în cazul fiicei lui Iair. El vorbește unui cadavru și acesta devine îndată un om viu. Într-o clipă, într-o clipire de ochi, inima, plămânii, creierul și toate simțurile acestui om, acestui tânăr, își reiau activitatea și își îndeplinesc funcțiile. Glasul Mântuitorului este unul plin de putere, astfel că în clipa imediat următoare, ne spune Evanghelistul Luca, s-a ridicat mortul și a început să vorbească. Aceasta este mai întâi învierea la viața pământească. Mai târziu, și acest tânăr va trebui să moară din nou. Însă, Sfântul Irineu de Lyon, aproximativ la anul 180 după Hristos, a avut dreptate când a văzut în această înviere a unui mort un semn al învierii morților la judecata de apoi. Cu mai bine de 1800 de ani în urmă, acest părinte al bisericii a comentat legat de pericopa de astăzi. Așa vor învia și morții când Domnul va suna din trâmbiță în ziua de apoi. Se poate pune întrebarea, unde a fost credința de data aceasta, în Evanghelia de astăzi? Slujitorul sutașului a fost vindecat datorită credinței stăpânului său. Dar, în relatarea aceasta, singura persoană care are credință că mortul poate fi înviat este Iisus Domnul însuși. Deși Mântuitorului îi place să vadă semnele credinței, el nu este întotdeauna legat de ea. Iar în acest caz, el acționează liber, mânat, e adevărat, de compasiune pură, făcând ceva ce nimeni nu își imaginase că putea sau avea să facă. Cu siguranță, Evanghelistul Luca vrea să facem o legătură între scena aceasta și una care urmează, în care Hristos însuși, fiul mamei lui văduve, este dus să fie îngropat în afara Ierusalimului. Dar în cazul de față, desigur, tânărul a fost adus înapoi la viața obișnuită și într-o zi a murit din nou. Evanghelistul Luca ne va vorbi mai apoi despre viața cea nouă a lui Iisus Domnul, care lasă moartea în urmă, nu temporar, ci pentru totdeauna. Încercați, iubiților, să intrați în atmosfera acestei istorisiri și lăsați forța ei, dacă puteți, să vă copleșească. Mergeți împreună cu mulțimea. La câțiva pași în spatele tărgii, gândiți-vă că sunteți așa. Într-o zi toridă din Galileea, când soarele strălucitor face să licărească lacrimile care brăzdează obrajii tuturor celor de acolo, moartea este o experiență destul de obișnuită și toată lumea știe ce să facă. Bocitoarele sunt de față.
ca la orice mormântare din răsărit, nu? Și fac suficient zgomot pentru ca rudele și îndeoseb sărmana mamă să poată plânge în voie, fără să se simtă stânjeniți că se fac de rușine. Îmi aduc aminte de înmormântările, de petrecanile la care am slujit pe Valea Izei, în Maramureș, ca preot al mănăstirii Bârsana. Prezența bocitoarelor acolo era aproape o regulă. Și un lucru care m-a impresionat la aceste bocitoare, pe care le găseai la orice mormântare, era dramatismul, era, pe de o parte, durerea, lacrimile, cuvintele de multe ori în versuri. Dar era, într-adevăr, exprimat o mare durere. Și un alt lucru care m-a impresionat la aceste petrecani era că în momentul în care apărea preotul în casă, și casa era parcă umplută de bocetele acestor bocitoare, în momentul în care preotul spunea, gata, terminați. În clipa aceea, nu mai exista parcă o lacrimă, nu mai exista un cuvânt. Deci, dar aveau și ele rolul lor acolo. Și această tradiție, acest ritual, este mult mai bun comparativ cu solemnitatea detașată și rece a unei înmormântări occidentale contemporane. Care ați văzut vreun film în care apare o mormântare, puteți să confirmați care este atmosfera acolo și care este atmosfera unei mormântări în spațiul răsăritului Europei. Dacă vreți, în spațiul oriental. Să revenim la mormântarea fiului văduvei din Nain. Oamenii duc cu ei miresme pentru îmbălsămarea trupului, pe care aveau să le pună în fâșiile de pânză cu care urma să fie înfășurat acesta, ca să acopere mirosul descompunerii. Moartea unui om dintr-o comunitate mică în Orientul Mijlociu atinge inima fiecărui membru al acestei comunități. Apoi, dintr-o dată, sosesc, asta au văzut cei din aia, dintr-o dată sosesc niște străini. Un om se află în fruntea unui mic grup de ucenici. Vi se pare întrucâtva cunoscut. Partea de nord a Galilei nu e chiar atât de mare și poate că omul a crescut undeva, dar nu-și mai aduc aminte, undeva printr-un sat învecinat. Omul o privește pe mama rămasă văduvă și acum de două ori îndurerată, iar ceva pare să se miște înăuntru lui, înăuntru acestui om care s-a apropiat de sicriu. Se apropie și îi spune ceva, după care, spre uimirea și groaza tuturor, l-au văzut pe acest om că atinge targa. Apoi, spre uluiala cea mai mare dintre toate, îi spune tânărului să se ridice, iar acesta îi dă ascultare. Întreaga procesiune funerară e cuprinsă de uimire, încântare, neîncredere. Oamenii nu știu la cine să se uite mai întâi. La băiatul care nu mai e mort? La mama lui uimită și euforică? Sau la străinul acesta care a făcut ceea ce făcuseră în vechime profeții Ilie și Elisei? Acum, haideți să parcurgem încă o dată scena descrisă. Doar că de data aceasta, în locul procesiunii funerare, dintr-un mic orășel galilean, din primul viac, imaginați-vă momentul de care vă temeți cel mai mult
în săptămâna viitoare sau în anul următor. Poate este ceva ce știți că se va întâmpla, cum ar fi o schimbare a locuinței sau a serviciului. Poate este ceva de care v-ați temut întotdeauna. Un accident sau o boală neașteptată, o tragedie sau un scandal. Și acum intrați în mijlocul scenei, dacă puteți, în rugăciune. Simțiți durerea și frustrarea momentului, amărăciunea și mânia lui, că sunteți martori și nu că sunteți spectatori, sunteți, imaginați-vă că sunteți ca și niște actori. Apoi priviți cum Mântuitorul Hristos vine să vi se alăture în mijlocul lui. Nu vă grăbiți, ci dacă puteți, zăboviți în rugăciune, lăsându-l să se apropie, să vorbească, să atingă și să poruncească. S-ar putea ca el să nu spună sau să nu vă spună ceva ce vă așteptați voi. S-ar putea ca el să nu acționeze așa cum doriți. Când aveți problema, necazul, durerea, amărăciunea. Dar dacă prezența lui este acolo, lângă voi, ea este lucru de care aveți cea mai mare nevoie. În orice problemă, în orice necaz, în orice boală, indiferent de felul durerii, aveți și avem nevoie de prezența Mântuitorului Hristos. Odată ce Iisus Domnul este în mijlocul situației respective, lângă voi, vă asigur, veți fi în stare să o depășiți, dar să înțelegeți că Hristos este lângă voi. Să aveți încredere că este lângă voi. Aceste două relatări de la începutul capitolului al 7-lea din Evanghelia după Luca, despre sluga sutașului și despre fiul văduvei, realizează două lucruri. Ele iau poruncile din predica de pe munte a Mântuitorului Hristos și ne arată ce înfățișare ia viața. Când dragostea lui Dumnezeu se manifestă într-o manieră de o generozitate nouă, neașteptată și tămăduitoare. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.